Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân din subordinea primăriei municipiului Călăraș continuă campania gratuită de sterilizare a câinilor de rasă comună cu stăpân de pe raza municipiului Reședință de Județ. Această campanie se desfășoară pentru a veni în sprijinul populației, având ca scop intrarea în legalitate, prevind deținerea câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului canin și reducerea numărului de câini fără stăpân pe raza municipiului. Potrivit legislației în vigoare, persoanele fizice sau juridice, asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin câini de rasă comună sau metiși ai acestora pe teritoriul țării au obligația să-i sterilizeze. Nerespectarea acestei prevederi legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei. Alexandru Drăgulin, directorul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, ne spune mai multe despre acest subiect. După cum știți, activitatea principală a serviciului nostru este cea privire la animalele fără stăpân, dar și la animalele cu stăpân. Continuăm cu, să spun așa, tratarea efectului câinilor comunitari, dar din ce în ce mai serios luăm în calcul tratarea cauzei apariților câinilor și altor animale pe raza municipiului Călăraș. Vă referiți la sterilizare? Mă refer la deținători, pentru că dacă în 2012 vorbeam de un număr de aproximativ 6500 de câini pe raza municipiului Călăraș, la ora actuală discutăm de un număr de 800 de câini, din care aproximativ 300 de câini provin din curțile oamenilor lăsați sau din zonele industriale lăsate din neglijența stăpânilor pe domeniul public, lucru care duce la înmulțirea necontrolată a acestora, la abandonul acestora și, bineînțeles, apariția câinilor pe străzile din orașul Călăraș. În momentul de față efectuați o campanie de sterilizare? Da, noi tocmai asta încercăm să venim în sprijinul cetățeanului, pentru că costurile unei astfel de sterilizări depășesc 200-250 de lei, ajungi la 300 de lei în cabinetele private. Bine, costurile la noi sunt mai mici, pentru că am negociat destul de bine această campanie. Să intre în legalitate, deși ei sunt obligați să-și facă această sterilizare, Consiliul Local nu are obligativitatea de a subvenționa total, dar a putut și am făcut acest lucru. Este normal, o reproducție necontrolată a câinilor și a altor animale duce la apariția câinilor păsări, la abandonul, cum ați văzut în cutii, aruncați pe la tomberoane, prin parcuri, prin toate cele. Vă pot spune că, paralel cu această campanie de sterilizare, am început și controlele pe deținătorii de câini. Controlele din ce în ce mai ample, care s-au lăsat cu sancțiuni, atât pentru nerespectarea condițiilor de igienă în spațiu public, mă refer aici și deținători care nu aveau materialele necesare pentru strângerea dejecțiilor, dar și lăsarea lor în libertate, pentru că în anii precedenți, să spun așa, deținătorii se uitau că nu există decât un singur țar de câini, că nu au unde să le dea drumul. Primăria a mai creat un țar de câini în Parcul Central și în Parcul Navrom, sau numărit numărul acestuia, dar de dumnealor nu înțeleg că acești câini nu au ce să caute în libertate, mai ales pe lângă zonele de joacă a copiilor și mai ales nesupravegheați, pentru că se pot întoarce cu spatele, iar câinele să-și facă treaba și să uite de acele lucruri modare pe acolo și să ajungă pe încălțămintea copiilor noștri sau chiar a noastră. Din acest motiv, am întărit împreună cu poliția locală controlele, dar și pentru sterilizarea și tot ce înseamnă vaccinarea câinilor aflați pe domeniul public. Ne dorim, dar din păcate compartimentul pe care îl am sub coordonare, compartimentul de control, sunt doi inspectori, doi sunt pe sancțiune și contravenționale și doi referenți care nu au parte de prevenție. Vom încerca să, iar unul dintre acestea are la ora actuală contractul de muncă suspendat, am rămas doar într-un singur inspector, dar cu toate acestea ne chinuim și vom face față, să încercăm să conștientizăm lumea, pentru că la ora actuală cheltuim niște bani din buget, tot din nepăsarea și neglijența cetățenilor, bani care consider că ar putea fi redirecționați către alte probleme sociale sau alte probleme mult mai importante ale municipiului Călăraș. Ceea ce îmi doresc să fac este să conștientizez lumea, atât prin sancțiuni contravenționale sau avertizmente, că trebuie să intrăm într-o normalitate și cu animalele și cu tot ce înseamnă animale. Mă refer aici și la pisici, că deja am început să avem probleme și solicitări din ce în ce mai des referitor la pisici pe domeniul public, pentru că scăzând numărul câinilor, au crescut numărul pisicilor.
În același timp, legislația nu ne ajută să putem steriliza și repune în teritoriul la fel cum se întâmplă în alte țări europene, decât capturarea lor și ținerea în adăpost spre adopție sau eutanasierea lor, după ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Ne-am zbătut și avem un contract cu o colaborare cu un ONG din Olanda care ne preia toate pisicile cazate în adăpost. Vreau să vă spun că vom încerca, avem o lege 60 din 2004, care ne permite și voi propune Consiliului Local dacă putem subvenționarea sterilizării cel puțin a pisicilor cu deținător. Tot așa printr-o campanie de sterilizare, pentru că ne gândim că dacă am luat din pripă tot acest lucru, nu ne vom mai confrunta peste câțiva ani de zile cu număr mare, cu fonduri, cu cheltuieli mari de gestionare a acestei probleme. În același timp, ne gândim și la faptul că aceste pisici nu sunt atât de dăunătoare, mă refer la siguranța și integritatea omului, dar în același timp îi putem folosi și ca niște sanitarii ai orașului. Bineînțeles, lumea mai spune, numai că se pot transmite boli, se pot transmite rabie, inclusiv prin ele, se pot face campanii de vaccinare și a pisicilor comunitare, la fel cum se fac cele ale vulpilor din pădure și toate cele. Adică totul se poate gestiona, decât că deocamdată nu avem obiect o legislație care ne permite doar sterilizarea pisicilor cu stăpân. Vom începe de aici. Poate pe viitor vom avea și o lege. Să se modifice legislația. În ceea ce privește sterilizarea câinilor din gospodării, câte cazuri ați avut până în momentul de față? Până în prezent avem 54 de sterilizări din 213 locuri bugetate. În cazul în care se va solicita mai mult, vom subvenționa voi cererea Consiliului Local dacă se va dori subvenționarea sau mărirea sumei cu privire la această campanie de sterilizare. Din păcate, lumea nu prea o accesează, deși o are la îndemână, ne confruntăm cu tot felul de probleme, că cine mai asigură transportul până la cabinet, cine mai... Ceea ce nu mi se pare normal. Atunci când am vorbit de o sancțiune pe care chiar serviciul o poate aplica între 5.000 și 10.000 de lei, nu cred că ar mai fi o problemă transportul. La transportul acolo. Din acest motiv vreau să înțeleagă cetățenii că cheltuim niște bani care îi putem repartiza copiilor, nepoților noștri sau toate cea din indiferența și nepăsarea noastră. Deci călărășenii își pot steriliza gratuit animalul, doar trebuie să-l ducă la cabinetul medicului veterinar. Și bineînțeles să-l aibă microcipat, pentru că atunci se consideră câine cu stăpân. Microcipul este singurul mod de înregistrare a câinilor și singurul, iar proprietarul poate dovedi permanent acest lucru. Am încurajat, mai ales că în ultima perioadă, microciparea din două motive. Nu neapărat pentru a sancționa deținătorii, cât am avut cazuri de câini găsiți de noi, pierduți, care nu au avut microchip, iar și-au găsit după două luni jumătate în adăpost, din cauza neidentificării lui. Și cu atât mai mult, legea spune clar că un câine neidentificat pe domeniul public, chiar cu stăpân, se consideră câine fără stăpân și se tratează ca atare, adică poate fi ridicat de către echipajul de capturare fără niciun fel de problemă. Campania de sterilizare se derulează până la sfârșitul anului? Până la sfârșitul anului se derulează. Noi sperăm să convingem cetățenii prin măsurile care vor fi luate către compartimentul de control să intre în legalitate. Știu că nu este primul an în care desfășurați o astfel de acțiune. Da, nu este. Deși anul trecut, vă spun sincer, am vrut să nu mai merg cu proiectul bugetar cu această campanie și să spun ok, ați avut șansa atâția ani de zile să vă sterilizați câinii, acum să trecem la aplicarea legii. Dar în același timp mă gândesc că și amenzile create de legiuitor între 5.000 și 10.000 de lei sunt destul de mari, sunt chiar foarte mari și am zis să mai dăm posibilitatea cetățenilor încă un an de zile să intre în legalitate și să se conformeze. Dar vă spun sincer că aceasta nu va duce la infinit. Oamenii au fost informați? Ați dus campanii de informare în zonele de case? Noi am dus tot timpul campanii de informare, mai ales că anul trecut când am avut cu pesta porcină și am străbătut toată zona Mircea Vodă, am străbătut cartierul nou și asta. Nu am discutat numai problema peste porcine, din contra, am discutat atunci unde am văzut câini și despre problema câinilor și toate cele. Pentru că așa ne s-a părut normal și logic să facem. Și vreau să spun că lumea a fost receptivă, dar nu s-a concretizat. Adică și-au dorit, sau tot, dar au rămas la nivelul de discuții și da. Nu voi mai accepta pe viitor și cu siguranță, pentru că se preconizează să
De fapt, ni s-a solicitat să efectuăm o cartografiere pe partea de peste Porcine și vom ieși din nou în teritoriu, casă cu casă, să aplicăm și sancțiuni de la avertisment până la amenzi pe deținătorii sau persoanele care au fost informate și nu s-au mai avut proces verbal încheiat în trecut și nu s-au conformat. Vreau să spun că am mai avut deținători care au venit cu puii să-i lase la adăpost. Mi s-a părut un lucru normal decât să-i arunce la tomberon, dar a doua zi am solicitat compartimentului de control efectuarea unui control asupra deținătorului și termen de intrare în legalitate cu privire la sterilizarea animalului. Primiți cumva sesizări și despre abuzul asupra animalelor? Sincer, nu, pe raza municipiului Călăraș nu am primit. Mai mult, dacă ne-am sesizat noi, o singură solicitare am avut, dacă nu înșel, luna trecută, care din păcate nu ne intră nou în competență și am dirijat-o către Inspectoratul de Poliție. Am înțeles o doamnă care mergea cu câinele lăsă, a fost atacat câinele, dar un alt câine lăsat liber de stăpân.